Salutare și bine ai venit la un nou episod pe acest canal, astăzi cu FPL, Fantasy Premier League. Au trecut două etape de când nu ne-am văzut și avem chestii de discutat, chiar avem niște chestii foarte importante de discutat. Dar până să le discutăm, nu uita să apeși pe butonul de like la acest video, să dai un subscribe și să intri pe canalul meu de Discord. Ai QR codul sub mine aici, scoate telefonul, scanează-l și hai pe Discord să vorbim, să ne vedem, să ne jucăm, să avem glume, să meme, să caterincă, să tips and tricks despre ce știu despre FIFA, FPL și așa mai departe. Au fost două săptămâni în Premier League fulminante în care Haaland a făcut legea. 3 goluri cu United, gol și cu Southampton, record peste record doborât. Hai să vedem ce și câte puncte am făcut. Începem cu etapa numărul 9. 83 de puncte, Henderson îmi poartă un punct, Cancelo un punct, Saliba un punct, Trippier 7 puncte, Saka 2, De Bruyne 8, Andreas 2, Anthony 7, Mitrovic 0 pentru că s-a accidentat, Jesus 8, Haaland 46, Bailly și cu Nico Williams pe bancă ce au mai făcut puncte, Bailly 2, Nico Williams minus 1, super worst. Am zis că, bă, hai să-l scot de pe Henderson din poartă. Hai să schimb și să-l bag pe De Gea, sigur o să fie mai bine. A fost exact același lucru în etapa a 10-a. Etapa a 10-a, De Gea 2 puncte. Cancelo a excelat cu 18 puncte, însă nu puteam fi atât de inspirați încât să punem capitan la Cancelo. Cine s-ar fi gândit că ar da Cancelo gol peste gol și pasă de gol și nebunii și... Nobody knows. Trippier 7 puncte, Saliba 1, Nico Williams 1, în sfârșit a reușit să facă plus puncte pozitive. Andreas 6, Saka, Bukayo Saka, 15 puncte, foarte bun jucător, foarte tânăr, foarte de viitor. Sper să facă ceva cu Naționala Angliei la turneul final din iarnă. De Bruyne 6, Anthony 8, Jesus 5, Haaland 12 cu capitan, adică 6 puncte. Și bineînțeles Henderson cu 2 puncte pe bancă. Am fost foarte uimit că nu a jucat nici măcar un minut Aubameyang și că joacă doar în Champions League și o joacă foarte bine în Champions League. Însă, na, ce putem să zicem? Pentru prima dată de când a început acest minunat campionat, Leicester a terminat fără gol primit, ceea ce înseamnă că Ward a făcut pentru prima dată mai mult de un punct și adică a făcut 8 puncte în etapa a 9-a împotriva celor de la Nottingham Forest. În etapa a 10-a, bineînțeles, deja Leicester a luat gol, deci aia este. Urmează o etapă palpitantă, fulminantă, așa cum sunt toate etapele de Premier League, etapă ce începe vineri cu Brentford Brighton, adică astăzi, la postarea videoclipului, se continuă sâmbătă cu Leicester, Crystal Palace, Fulham, Bournemouth, Wolves, Nottingham Forest, Spurs, Everton, un derby destul de tare și de încins, Aston Villa, Chelsea. Duminică începem cu un Aston Villa împotriva lui Chelsea, Leeds împotriva lui Arsenal, să vedem dacă Arsenal reușește să se mențină pe primul loc, United împotriva celor de la Newcastle, Newcastle o echipă care merge foarte, foarte bine și să vedem dacă Ronaldo reușește să dea gol pentru al doilea meci consecutiv și dacă o să fie titularizat, un meci al nimicurilor Southampton, West Ham și etapa se termină cu marele derby, cu campioanele ultimelor sezoane a Premier League, adică unul Liverpool, restul City. Liverpool împotriva celor de la Manchester City, clar mai bun decât Liverpool Manchester City. Glumesc, nu săriți pe mine, nu glumesc, dar nu săriți pe mine, fani ai lui Liverpool. Acest meci le găsește pe cele două echipe în momente total diferite. Un Manchester City care este pe val, însă totuși cu Copenhaga marți în Champions League nu a arătat nimic, nu a demonstrat. Bineînțeles, a dominat pe Copenhaga, însă în virtutea cartonașului roșu pe care l-au luat foarte devreme,
și a penaltiului ratat de Riyad Mahrez nu au reușit să câștige și după mult timp nu au dat gol, s-a terminat 0-0. Și un Liverpool care merge prost și în campionat și în Champions League, decimat de accidentări, însă au câștigat cu 7-1 împotriva celor de la Rangers, cu Salah dând 3 goluri și Jota dând 3 pase de gol. Îl avem pe Trent, pe Joel Matip, pe David Luiz, care sunt accidentați pentru meciul cu City. Deci cred că undeva în apărare o să fie probleme pentru Liverpool. Haaland cu siguranță joacă, nici nu se pune problema că nu o să joace Haaland, a fost odihnit, o să intre împotriva celor de la Liverpool. Talpă Blanaua să câștige meciul. Avem un transfer de făcut, avem 0,1 în bancă și nu știu exact ce să facem. Saliba, Cancelo, Trippier, în ăștia o să stăm. Saka, De Bruyne, Anthony, este bun acest atac. Cred că voi lua pe încă cineva aici la mijloc, voi face schimbul. Însă nu știu exact pe cine, avem 4,7, ceea ce nu este foarte mult ca și preț. Nu știu dacă avem neapărat ce să alegem. Hai să vedem pe parte de Team Selected, îl avem pe Da Silva. Da Silva joacă? Se pare că Da Silva joacă și joacă constant. Hai să vedem ca și puncte, round points, îl avem pe Murphy de la Newcastle, care nici el nu joacă full. Baptiste, nici el nu joacă full. Longstaff lately a jucat full și îl vom lua pe Longstaff de la Newcastle, doar așa ca să îl avem. Cred că este ok și cu echipa asta vom rămâne puțin tel așa până vin double roundurile. Îl voi pune pe Longstaff aici în fața lui Nico Williams și rămânem cu Trippier, Saliba, Cancelo, Saka, De Bruyne, Andreas, Anthony, Haaland, Leicester și Aubameyang, cu De Gea în poartă, titular, capitan îl voi lăsa pe Haaland, vicecapitan îl pun pe De Bruyne, dăm save your team și cu asta pe săptămâna aceasta. Vă las să așteptați meciurile de Premier League cu mare entuziasm și cu siguranță entuziasmul va fi răsplătit asupra voastră. O să avem din nou o etapă care se termină fascinant și cu siguranță fulminant. Până data viitoare, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe, vă aștept și pe Instagram, vă aștept și pe Twitter, vă aștept și pe Discord. Totul este aici, sub mine. Să aveți un weekend fain și un fotbal de calitate. V-am pupat. Ciao, ciao!